Bun găsit, prietene, handbalului. Vă spun din sala sporturilor Concordia din Chiajna, Dragoș Ojocaru și echipa tehnică și artistică a Carului 8 TVR. Meci interesant în runda a 9 a Ligii Zimbrilor între Steaua, locul 2 în campionat, și Handbal Clubul Zău, poziția 7-a. Un meci oficiat de brigada clujeană Mâza Nedelea, observator Constanțeanul Osman Iuxel. Să spunem că sezonul trecut Steaua a terminat pe 8, iar Buzăul pe 7. Între timp însă la Steaua s-au schimbat antrenorii. În locul lui Stavros Situ a venit Ovidiu Mihăilă, Stavros Situ prelund recent pe Universitatea Cluj. În sezonul trecut Steaua a învins pe Buzău la un gol și partida considerată pe teren propriu a echipei buzoiene s-a terminat la egalitate, 28-28. S-au disputat deja din această etapă trei partide. Ieri în direct pe TVR1 Dinamo CSM 29-25. Tot ieri Potaisa Turda CSU din Suceava 31-26 și astăzi de dimineață CSM Bacău Universitatea Cluj 29-26. Se mai joacă astăzi Alexandria Dobrogea Sud, Minaur, Poli Timișoara și Vaslui Focșani. Absențe importante în tabăra oaspeților, trei jucători titulari, Glenza, Pelidia și Baican, lipsesc fiind accidentați la Handbal Club Buzău. Să spunem că buzoienii au încheiat și colaborarea cu iranienii Iusefine Zad și Estechi. În locul lor a fost adus sârbul Iania Voivodici, venit de la Universitatea Cluj. Să spunem despre acest coordonator de joc din țara vecină. Are 26 de ani, a jucat 3 sezoane la Vardar Skopje, cu care a câștigat de 2 Liga Campionilor. În 2017 și 2019, dacă mai amintesc bine, este drept, a fost rezervă. Iată-l în stânga imaginii pe Cristian Gațu, dublu campion mondial și dublu medaliat olimpic alături de Nicolae Munteanu, și el multiplu medaliat la Jocurile Olimpice. Vă spuneam despre acest Iania Voivodici, care a trecut și pe la Minaur, a fost în lotul lui Vardar când a câștigat Liga Campionilor. Într-un sezon, dacă mă uit eu bine pe datele mele, a înscris în Liga Campionilor pentru Vardar 4 goluri în sezonul, bineînțeles, în 2017, când a câștigat Liga Campionilor, iar în cel din 2018-2019, 2 goluri pentru Vardar. Dar un jucător totuși care, vă spuneam, are 2 Ligi ale Campionilor la activ. Îl vedeți în imagine și pe antrenorul muntenegrean Pero Milošević, ajutat de Bogdan Constantin. La Steaua antrenor sunt Ovidiu Mihăilă, Ștefan Lavceag, preparator fizic Marius Tudor. Să spunem că întrecerea internă a fost întreruptă timp de aproape 10 zile. Lotul național l-a disputat în această perioadă 3 meciuri de pregătire în perspectiva preliminarilor mondiale din luna ianuarie, când vom juca la Cluj în compania Israelului, Ciprului și Moldovei. Doar prima echipă se va califica în turul următor. România, să spunem că a învins clar Georgia și a pierdut 2 partide în fața campioanei europene Spania și medaliată cu bronz la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, fiecare dintre cele 2 partide la 4 goluri. O prestație promițătoare sub comanda spaniolului Xavi Pascual, care revine, este la al doilea mandat la echipa națională, antrenorul care pregătește în paralel și pe Dinamo. Primul atac pentru oaspeți, a încercat o pasă complicată acolo coordonatorul de joc al Buzăului și gol înscris de Hanțaru. Contraatac bun al și iată o nouă ratare.
singur cu portarul, a ratat acolo puternicul Voivodici. Vă spuneam, un jucător obișnuit cu campionatul intern, a început la Cluj acest sezon, dar a mai trecut și pe la Minaur. Voivodici. Apărare combinată, un set up 2 plus 4 pe care îl încearcă echipa oaspete și eliminare de 2 minute pentru Ionuț Broască. Au trecut prin cartonaș și galben cei doi arbitri. Au considerat că faultul a fost mult prea dur. Mihalcea execută pentru Steaua și nu iartă. Început bun pentru roșialbaștri, care conduc cu 2-0. În inferioritate numerică, Buzăul. Intră Nozrati pe teren. Joacă, din acest punct de vedere, clasic, cu doar 5 atacanți pe Romiloșevici, lăsând golkeeperul pe Manole între buturi. Atac lung, cu o linie de pasare largă și departe de poarta adversă. Portughezul Monteiro transformă în pivot acolo. O aruncare ușor nepregătită. Iancu a fost pe minge. A anticipat bine portarul venit de la Dobrogea Sud, component al Naționalei României. Nu a ieșit combinația cu pivotul steliștilor. Vuk Miloșevici îl ia la țintă pe Ionuț Iancu. Haideți să vedem dacă se putea da aruncare de la 7 metri la această fază. Incomodat ușor Vuk Miloșevici. Haideți să vedem. Nu cred că a fost de penalitate. Nu știu dacă a traversat prin semicerc, nu mi-am dat seama. Bate soarele foarte tare în arena din Chiajna. În multe zone este aproape imposibil să vezi din anumite, din zona comentatorului. Oșoblea își arată clasa de neoprit. Handbalistul venit de la Poli Timișoara, născut la Câmpia Turzii. Discuții între observatorul Osman Iuxel și antrenorul Pero Miloșevici. Nu este delimitat, se pare, pe teren spațiul pentru antrenor. Acum s-a pus o bandă adezivă. Voivodici întoarce mingea pe partea opusă, îl lasă pentru Vuk Miloșevici, faultat Ionuț Broască. Au ieșit din penalizarea de 2 minute buzoieni. Miloșevici joacă în dreapta, pasă scoasă de Ionuț Broască către extremă.
din nou extrem de atent Ionuț Iancu, de data aceasta în fața experimentatului Mironescu. O singură schimbare fac între apărare și atac buzoienii. Oprea cu Vuk Milošević, frumoasă combinația cu pivotul. Acolo Zamfir Dumitrana se desprinde de adversarul direct și rupe plasa aproape. Johansson se duce la schimbare. Intră capitanul Stelei, Ionuț Georgescu. ...39 de ani, Ionuț Georgescu. 5-1 apărarea pe care o propune antrenorul muntenegrean pe această fază ofensivă. Multe variații defensive care încurcă destul de mult construcția atacului stelist. 7 metri. Cartonaș galben pentru Ionuț Oprea. Foarte bine s-a demarcat Nemanja Grbović, a luptat cu adversarul direct, semi-piruetă și până la urmă se dă aruncare de la 7 metri, apărase acea minge Mohsen Babasafari, iranianul. Din nou paradă pentru Babasafari, care are o reacție remarcabilă la aruncarea lui Mihalcea. Mihalcea a fost golgheter al Ligii Zibilor în 2016, câștigător de Challenge Cup cu Odorhei, echipă de la care s-a și transferat la Steaua. Din nou Iancu de nebătut astăzi, dar cred că s-a dat aruncare de la 7 metri. Împins discret acolo sârbul Voivodici. Monteiro aduce al doilea gol al Buzăului. Mihalcea, Hanțaru, multe crucișări cu care încearcă să miște defensiva adversă. Gol excepțional! Eurogol al lui Hanțaru, care a tras uluitor din pre-contact, contrat foarte tare. Să vedem dacă se putea da roșu la această fază. Sincer, nu cred că a fost de roșu. Se putea da însă o eliminare. Era cam cu spatele la omul care arunca apărătorul Buzăului. Haideți, poate mai revedem o dată această fază. Ba da, s-a dat roșu până la urmă la Vuk Milošević. Haideți să urmăm acum. Ținut de observator Pero Milošević. E clar că a fost contact acolo. Haideți să vedem din acest unghi. Brațul un pic cam sus Milošević, este drept și Interul stelist a venit peste el, a stat în poziție fixă, cred că era mai repede de 2 minute decât de roșu. Nu cred că a fost intenționată intervenția lui Vuk Milošević, cred că a fost mai mult de a încerca să blocheze.
se resimte Hanțarul. Contactul a fost destul de dur. Da, mâna a fost sus, se vede că îi atinge fața. O fază grea, o fază grea. Este drept că și Hanțarul a aruncat de pe picioare, dacă a încercat să facă săritura, cred că putea evita acest fault. Până la urmă, accidentarea se pare că este destul de gravă, este nevoie de intervenția medicilor de pe salvare. Ar fi păcat, este un jucător de mare, mare valoare, care este și în angrenajul echipei naționale. Este drept că astfel de faulturi care pun în pericol sănătatea jucătorilor sunt sancționate drastic cu roșu. Federația Europeană cere, a cerut de fiecare dată ca intervenție care pot duce la accidentări grave, chiar dacă sunt involuntare, să se acorde roșu. Jocul este întrerupt. Încearcă doctorii să-i imobilizeze zona gâtului pentru a fi pus pe targă. Din păcate, se pare că accidentarea este mult mai gravă decât mă așteptam. Hanțarul va fi scos pe targă, moment extrem de greu și pentru el, și pentru echipă, și pentru familia lui, care probabil urmărește acest meci la televizor. Este fără spectator, să nu uităm acest meci. Toate meciurile din Liga Zimbrilor timp de o lună și Liga Florilor, toate meciurile, toate sălile, în toate sălile spectatorii nu au voie să intre. Se pare că și contactul cu parchetul în momentul când a căzut a fost destul de tare. Cred că de aici a suferit o comoție. Haideți să vedem. Acum cade și se lovește, cred că, cu capul de parchet. Da, aici a fost, se pare, momentul în care a suferit o comoție. Va fi dus la spital, Dragoș Hanțarului, dorim multă sănătate. Un jucător de mare perspectivă pentru și pentru Steaua, și pentru echipa națională. În mare formă în acest sezon. A jucat excepțional în partida cu CSM-ul, a fost unul dintre eroii victoriei steliste în sala Giulești în fața echipei primăriei Capitalei. MVP-ul acelei întâlniri. Ambele echipe pierd cât un handbalist. Hanțarul accidentat a părăsit arena, este dus spre salvare, din păcate, iar Vuk Milošević, cartonaj roșu. L-ați văzut în imagine și pe Vuk Milošević, muntenegreanul, fiul antrenorului Pero Milošević, o pierdere importantă la linia de 9 metri și pentru echipa din Buzău. Minutul 8, 4-2 pentru Steaua. Aruncare peste poarta lui Nosrati Iranianu.
În inferioritate numerică Buzăul. Atac pozițional, pregătesc cu răbdare steliștii acest atac. A intrat și Pero Milošević, diagonală bună în extremă la Sabin Constantin, acesta însă preferă returul, nu a avut curajul să atace poarta, din nou Nemanja Grbović pasă în profunzime cu podeaua, excelent servit la semicerc Nemanja Grbović. Steaua, cea mai titrată echipă din Liga Zimbilor, 28 de titluri cucerite. 9 cupe ale României, 2 Ligi ale Campionilor, Challenge Cup, ultimul trofeu european reușit de Steaua. Frumoasă acțiune, ce spațiu și-a găsit acolo Ionuț Broască. Frumoasă incursiune, intercalare de efect. În formație completă Handball Club Buzău. Echipă care are în lot 7 handbaliști străini. Georgescu, mult peste poartă, Manole, dă repede drumul la minge. Baros aștepta mingea în poziție favorabilă, dar sârbul Voivodici, ultima achiziție a Buzăului, nu l-a văzut. Suferă la nivelul vederii periferice handbalistul venit de la Universitatea Cluj. Formație nou promovată. Nosratin transformă al doilea pivot, pun presiune în două sectoare defensive. Lupii Buzăului, cum sunt porecliți handbaliștii acestei formații. Voivodici, frumoasă depășire pe schimbare de direcție, 7 metri cu eliminare la Ionuț Georgescu. Ce rupere de rit. Sergio Baros Ponteiro, portughezul, venit de la Poli Timișoara. Diferență. Trimis și căpățână în interdreapta. Sabin Constantin intră în circulație, plasează extraordinar Milošević, repunere rapidă a Buzăului, care nu mai permite Stelei să facă schimbările între atac și apărare. Revine Nosrati, dar și Broască, au ieșit Oprea și Bejinariu. Ionuțiancu. Din nou sârbul în mare formă, o bagă Națe. Thank you.
acordă golul. Aici se putea da eliminare, aici și fault la atac. Un complex de greșeli. Ținerea acolo a fost evidentă. Era clar de două minute, au lăsat avantaj și după aia a fost forțare. Și s-a acordat golul. A stat la pândă și omule acolo. O capcană pe care a încercat să o facă la schimbare. Tăvălit încă o dată Andrei Bejinariu de către Johansson, omul care coordonează defensiva Stelei, capitanul național Estoniei, să spunem acest lucru. Vojvodic dublează bine Stelici în zona care este mingea. 7 metri, incursiune spectaculoasă a lui Bejinariu și eliminare de 2 minute, cred, da, la Milošević. La Cristo Milošević este eliminarea. Din nou Monteiro mișcă portarul și umple poarta Stelei. Sergio Baros Monteiro a jucat la Sporting în Macedonia, la Rabodnički și Bitola. În Spania, la Puente Gentil, la Nilufer, în Turcia, dar și la Poli Timișoara, a fost unul dintre golgheterii echipei timișorene în sezonul trecut. Diagonală bună, un cross care rupe defensiva Buzăului în flancul stâng. Finalizarea vine de la Mihalcea. Și omul a orientat foarte bine atacul Stelei. Nu s-au prins apărătorii echipei oaspete de intenția lui Șomlea, care a fentat acolo că dă pasă la pivot și a întors în diagonală. Pare inexpugnabilă defensiva Stelei în zona centrală. Iania Vojvodic pare în mare vână astăzi. Se duce mult în combinații, dar joacă foarte bine și relația 1-1. Formație completă, Buzăul. Om în plus la acest moment. Să vedem cum vor valorifica acest avantaj. Vojvodic! Din nou, Iancu ghicește, detectează aruncarea, contraatac cu Sabin Constantina, vârf de lance. Încearcă foarte mult Zanfir Dumitrana să se demarce, să oprească deplasarea defensivei roșialbastre. Ce bară a lui Nosrati! Au și ghinion buzoienii în această primă repriză. Sunul cu zburător Bejinariu, apărarea pe care o propun buzoi în acest moment. Din nou Cristo Milošević din precontact cu evitarea adversarului. Mironescu, fostul capitan al lui Dinamo. Ionuț Broască îi cere pivotului Dumitrana să se miște acolo, să-i hărțuiască defensiva adversă. Vojvodic, Dumitrana, închis de doi apărători.
gol înscris de către Ionuț Broască. Depășire în mare viteză, accelerare spectaculoasă și a tras acolo tare. Depasit Steaua. Blocat foarte repede pe brațul activ tânărul Alexandru Căpățână, 21 de ani. Un 5 plus 1 foarte reactiv al Buzăului. Din nou Cristo Milosevic se prinde, iranianul Baba Safari, fost portar chiar aici la Steaua. Cunoaște bine reperele în această sală și cunoaște foarte mulți dintre jucătorii bucureșteni. Ionuț Broască, un jucător de pătrundere, un jucător care poate evolua pe mai multe posturi. Nosrati Broască prelungește mingea în extremă și acolo Baros ratează incredibil și rămâne în atac și Baba Safari reușește o paradă acrobatică. Un meci al portarilor astăzi. Baros în loc să vină, Baros Monteiro în loc să vină să-și ocupe repede poziția în defensiv, a preferat să rămână să se certe cu arbitru și imediat Steaua a speculat și a atacat în zona în care trebuia să se apere portughezul. Ionuț Broască schimbă repede la Nosrati. Broască agățat din spate. Johansson eliminat. Se joacă foarte tare acest meci. Nu se menajează deloc cele două defensive. Ionuț Broască, ce face foarte bine playmakerul buzoian, este tot timpul în contact vizual cu coechipierii săi și pune presiune pe apărarea adversă. Vojvodici. Timeout cerut de Pero Milosevic, care simte că atacul echipei sale îl încezește și încearcă să vină cu alte idei tactice. 19:30, mai avem 10 minute. 10 minute de centru. Bijou? Da. Haide, mec centru. Ok? Da. Dar mec 15, bine. Mi-i pasă ea. Iania, do-ti saut-linie. Saut-linie. Dribble, Bijou. Dribble. Pas, intra în pivot. Široco. Široco stai, broșca. Da. Ok? 15. Da, da. Iania. Cam, este. Okay. O pară. Ok, 15 stinga. Cu un Bijou, nu ni doi stinga, nu ni stinga. Haide, 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 doi, trei și Buzău. Haide, până la vorbă. Doi, trei și se trăiește la intensitate maximă această partidă. Ați văzut antrenorii, ați văzut jucătorii. Ovidiu Mihăilă a revenit la Steaua, echipă cu care a câștigat medalia de argint în campionatul intern, dacă mi-amintesc bine, în 2018. Venit după două sezoane la echipa feminină Gloria Buzău, cu
care a terminat pe locul 4. Nimicește defensiva adversă pivotul Zamfir Dumitrana. Poate cel mai eficient și constant pivot român în sezonul trecut. A intrat și sârbu Milan Popovici, extrema stângă, venită de la Voivodina în vară. Contraatac! Baros înscrie fără emoții. Steaua fără goalkeeper între buturi. A jucat riscant și iată, Buzăul vine la un gol. Trimis pe teren Iuri Pop. Căpățână. Intră în circulație, transformă la al doilea pivot. Excelentă pasa lui Miloșević, din nou Baba Safariu ghicește și aruncă Bejinariu din fața propriului semicerc, 10-10, și cere timeout imediat Ovidiu Mihăilă. Ce bine a plasat mingea Bejinariu. Schimbă Iuri cu Ciprian. Ciprian, 4 secunde, da? 5 plus 1. Rămâneți cu X, X dreapta, da? Lasă-l aici între 2 și 3, întoarce pasul Ciprian cu Cârsto, pas, intră ureche în spatele intermediarului. Grijă cum prinzi mingea Cipi, da? Prinde-o în mișcare, dacă strânge, l-ai pe gârbu aici, dacă coboară, pas, pune bloc și jucați aici în exterior. Lasă-o cu pas și pas și bloc la pivot. Hai un pic, bă! 2, 3 și 0! Minutul 22. Egalitate la 10. Steaua acum în formație completă. A intrat și Șandru. Pasă lungă pe contraatac. Baros, Monteiro. Țintește bara și este rândul Stelei să plece pe o tranziție ofensivă rapidă. Cristo Miloșević, Nemanja Grbović, prin planul adversarului, se strecoară pe sub brațul lui și perforează poarta Buzăului. Schemă simplă, directă pe poartă. A scăpat încă o dată fără gol Ionuț Iancu. Minge furată de sârb, extrem de activ, insistent. Din nou Iancu, uluitor între buturi. Nemanja Grbović a plecat anticipat pe contraatac și Steaua are un transport al mingii foarte rapid din momentul recuperării. Pasă decisivă Ciprian Șandru, ambalistul venit de la Dobrogea Sud. Un timeout cerut de Ovidiu Mihăilă, care a readus luciditatea echipei sale. Ionuț Broască. Se dau lupte grele în ambele defensive. Faultat Zamfir Dumitrana.
care a încercat să spargă defensiva în zona intermediarului stânga. Triunghi defensiv în jurul pivotului. Bine se grupează acolo steliștii și blochează combinațiile cu pivotul. Paravan de trei jucători. Nosrati! Super gol al iranianului! Un golazo! Nimeni nu a văzut această minge. Haideți să o vedem pe reluare. Pou! Ce gol reușește iranianul! Fabuloasă execuție! Braț exploziv. Un jucător care nu are un fizic impresionant de Inter, dar sare foarte, foarte mult. Baros pasă lungă pe contraatac. Împins, părerea mea, Zanfir Dumitrana, în momentul în care încerca să ajungă la minge, nu se dă nimic la această fază. Mihalcea, continuând. Poate revedem faza anterioară, să vedem dacă a fost faul. Haide să vedem. Clar, clar, fără discuție. 7 metri cu eliminare trebuia să fie aici. Împingere fără discuție. Nosrati eliberează repede mingea broască. Atac din pase succesive. Și ratează acolo în poziție favorabilă. Deschisese bine unghiul Bejinariu. Dar foarte bun plasamentul lui Iancu. Și Baba Safari își arată clasa. Baros singur cu portarul. Baros de data aceasta nu iartă. S-a jucat în ritm de bun în ultimele 2 minute. Ce agilitate și la Ionuț Iancu și la Mohsen Babasafari. Apare dintre dreapta la Cristo Milošević. Extrem de derutant în mișcări. Un handbalist decisiv cu viteză, inteligență în joc. Minutul 27, Nosrati, broască, pasă la pivot, apare Mironescu acolo. Apărarea Stelei s-a concentrat asupra lui Zanfir Dumitrana, recupera, repunere rapidă și înscrie Milan Popović. Trebuie să rectific, am spus că Milan Popović a venit de la Voivodina, a venit de la Metalul Scoprie. Are și pașaport muntenegrean și sârb, extrema stângă a Stelei. Broască, cred că a alunecat acolo, arbitrii a oprit jocul. Nu este Broască, este veteranul echipei buzoiene, Liviu Mironescu. 36 de ani, venind de la Dinamo în 2018. Trei titluri cu Dinamo, o cupă și o supercupă. Nevoie să se ducă trei atacuri, să stea pe bancă trei atacuri ale echipei sale. Nu are voie să intre Liviu Mironescu, deoarece doctorul a intrat și a acordat îngrijiri.
Două goluri diferență, 3 minute din prima repriză, mai puțin de 3 minute. Picior la Nosrati. Recepție defectuoasă iranianului. Hristomilosevic, Chandru, Mihalcea. Steaua a încercat la într-o primă fază să atace cu doi pivoți. Mihalcea se duce la colțul terenului, pe postul de extremă revine Ionu Georgescu, care evoluează doar faza ofensivă. Iată din nou schimbă defensiva Buzău. Oprea, scoate mingea afară. Foarte atent apărătorul central al Buzăului. Extrem de anticipativ. Trec din nou într-un 5-1 avansat. Buzăienii și excelent se demarcă Nemanja Grbović, dar bara îl salvează pe bravul Baba Safari. Știe să creeze pericol în defensivă, știe să se demarce, dar dacă nu bagi mingea în poartă, ultimul minut al primei reprize. Buzăul își dorește să plece cu cel puțin un punct de aici, din arena din Chiajna. Pasă pe la spate, Ionuț Broască. Vă spuneam, polivalență remarcabilă, poate juca o lungă la de 9 metri și extremă, l-am văzut și pivot, evoluând în multe momente. Din nou, Baba Safari este pe minge. Ce feeling a avut portarul asiatic. Foarte atent. Să nu uităm, vom vedea mulți dintre jucători iranieni la trofeul Carpați, care va fi undeva între Căciun și Revelion. Iranul, Angola și Elveția. Se încheie timpul regulamentar de joc, mai este de executat această penalitate. Mihalcea. Înscrie golul 16 și Steaua conduce cu două goluri la pauză. Revenim în circa 9 minute. Revenim în sala Concordia din Chiajna, acolo unde Steaua conduce cu 16 la 14 pe Handball Club Buzău. O repriză cu cartonaș roșu în casa de Vuk Milošević după un fault asupra lui Hanțaru. Hanțaru a suferit, din păcate, o comoție, a dat cu capul de podea, priviți, și a fost
scos cu targa de pe teren și dus la salvarea care se află în afara arenei. Probabil dus la spitalul de urgență. Sperăm ca tânărul jucător al Stelei și al echipei naționale să treacă ușor peste această accidentare. Un meci în care s-a jucat foarte tare și în care portarii s-au remarcat, Ionuț Iancu și iranianul Mohsen Babasafari, cei mai importanți marcatori, Grbović și Mihalcea de la Steaua, câte 4 reușite. Iar de la echipa buzoiană, extrema stângă, Baros de Monteiro, 5 reușite. Vă spuneam, meci extrem de disputat, meci tare din punct de vedere fizic. Iată și pe Cristian Gațu în imagine, dublu campion mondial, dublu medaliat olimpic, fost președinte al Federației Române de Handbal, actualmente în conducerea secției de handbal a echipei roșii-albastre. Începe repriza secundă. În câteva momente. Probleme cu setarea timpului de joc. Încearcă oficialii partidei să regleze tabela, care s-a blocat la 9 minute și 8 secunde. Un meci, vă spuneam, foarte, foarte interesant. Un meci palpitant, un meci de mare luptă. Din păcate, prima repriză încheiată cu accidentarea lui Dragoș Hanțaru. Să sperăm că nu este nimic grav. Mihalcea încearcă să joace mai repede Steaua în această repriză și din nou Cristo Milošević își asumă responsabilitatea aruncării decisive. Trage tare acolo. Steaua are avantaj de 3 goluri. Se zbate Mijinariu, se intre în circulație. Încearcă să-i blocheze deplasarea Andrei Mihalcea. Foarte bine a jucat Andrei Mijinariu în prima repriză. A reușit și 2 goluri de la mare distanță, atunci când poarta Stelei era goală. Steaua era în inferioritate numerică. Nosrati, 7 metri. A încercat acolo să pătrundă în mare viteză Nosrati. Cred că a fost mai repede de 9 metri decât de 7 metri. Niciunul dintre jucătorii Stelei nu se afla în semicer. Lusitanul încearcă din nou să transforme. Și apără Iancu. A acoperit bine poarta Ionuț Iancu. A judecat bine și această minge. A avut feeling. Din păcate s-a blocat tabela. Cronometrarea se face manual în acest moment. Șomle încișează cu Mihalcea, prelungește extrema Stelei, faultat Cristo Milošević de data aceasta. Ionuț Oprea l-a avut un marcaj direct acolo. Șomlea. Cristo Milošević, bolță bine plasată. Frumoasă acțiune.
Reușită de Steaua. Voivodici. Baros trecut coordonator de joc în această repriză după eliminarea, descalificarea cu roșu a lui Vuk Bilošević. Broască, intră în circulație, coboară al doilea pivot. Perfectă execuția lui Vojvodić. Sclipitor, abil sârbul. Vă spuneam de două câștigătorul a Ligii Campionilor cu Vardar. Pare jucătorul cheie pe faza ofensivă pentru Handball cu Buzău. Fantezie debordantă pentru acest jucător din spațiul ex-Iugoslav. Blocaj bun făcut de Sabin Constantina pentru coordonatorul de joc, dar vine contraatacul. Ionuț Broască împins în momentul aruncării. În momentul recepției, mai precis. Broască, Baros, Vojvodić. Din nou face praf defensiva Stelei. Pusă în dificultate apărarea bucureșteană. Broască față în față cu Ian, cu trage peste. Cristo Milošević, fără mil acolo. Trage fabulos. Repune rapidă și Ionuț Broască. Reușește un gol impresionant. Nemanja Grbović e bine și folosește corpul pentru a se demarca. Super ofertă de golul la Nemanja Grbović. Patru goluri pentru Steaua. Defensiva Stelei. Cred că arbitrii au arătat că
Zanfir Dumitrana s-a demarcat traversând semicercul. Dar nu cred că a fost așa. Spre disperarea lui Pero Milošević. Nu pot să vă spun ce minut este, tabela este blocată, se face cronometraj manual la masa oficială. Foarte bună această pasă din Inter în Inter, din nou Nemanja Grbović. Iese totul, super pivot. Complice la această fază, Ionuț Georgescu. Jocul ofensiv al Stelei, un joc colectiv rafinat, trebuie să recunoaștem. Vojvodić, minge lăsată în spate de Stroie, Vojvodić, Nozrati, se mișcă bine defensiva Stelei în direcția mingii, Nozrati, pus jos acolo. Eliminat două minute Șomlea. Un pic conspiraționist Ovidiu Mihăilă, supărat atât pe arbitri, cât și pe observatorul partidei. O pasă la portar și contraatac, Sabin Constantina. Nesusținut pe acest contraatac, s-au repliat foarte bine în marcaj buzoienii, trebuie să remarcăm acest lucru. Ionuș Georgescu, ca în prima tinerețe. S-a rezolvat și cu tabela. Mihalcea. Iuri Pop. Foarte bine a tras adversarul Sabin Constantina, creându-i un spațiu generos cu echipierului său. Iuri Pop, care are pașaport românesc, ucrainean și maghiar. Time-out cerut de antrenorul Pero Milošević. Hey, if no, you stay here. Ok? I Iania biju jos, o biju doi este, no unu contra unu. E în atac, te rog, 15 make mai bine. Mai bine. Iania, van shoot, van pas. Haimo, i doi contra este. Alo, bai, uite pe aici. Now, stay. Entra Sergio. Da, biju în centru. Make 7. Ok? Da. 7. 7 dreapta plus. Make așa. Ok? 7 dreapta plus. Cum biju la fel de centru. Ok? Hai să nu mai ne grăbim pe aruncare, băi. Să ne dăm mingi. Hai să nu mai ne grăbim. 2, 3, 5! Zău! A little bit for me. Într-o sârbă, o spaniolă, o engleză, o română, antrenorul Pero Milošević și-a explicat schemele. Un antrenor extrem de valoros, trebuie să spunem acest lucru. A antrenat în carieră echipe importante, chiar și pe Budușnos la fete. Thank you.
schimbă deseori Broască cu Nosrati rolurile. Și Omlea aproape de intercepție, a venit de pe bancă cercând să păcălească centrul advers. Devastatoare aruncarea lui Nosrati, un golazo. Poate revedem această reușită uriașă, imens gol. Nimicitor a tras iranianul. Încă o sclipire a jucătorului persan. 23-17. Jinariu care încearcă să descurajeze oamenii de la linia de 9 metri să colaboreze cu pivotul. Foarte bine a stat montenegreanul Grbović, Nemanja Grbović la recuperare. Foarte stabil acolo în joc. Speculativ. Se bucură ca un copil la fiecare gol. Are cu adevărat bucuria golului în sânge. Șapte goluri, avantaj pentru Steaua, care și-a făcut meciul mult mai ușor în acest moment. Nosrati pasă la pivot, Dumitrana, 7 metri. A pendulat eficient acolo. Mingea atinsă încă o dată de Iancu, dar incomodat în momentul aruncării pe brațul activ pivotul Buzăului. Voivodici execută penalitatea. Trage cu podeaua și înscrie. 24-18, minutul 43. Buzăul nu a mai reușit în această repriză să orienteze atacul Stelei doar pe anumite direcții care sunt mai puțin eficiente. Georgescu, aeriană încercată de Steaua, nu ajunge în extremă, calcă semicercul, însă Sabin Constantina. Cartonaș galben pentru Ovidiu Mihail, extrem de supărat pe cei doi arbitri clujeni. Din nou Iancu, de data aceasta stă bine la recuperare. Voivodici strecoară mingea în poartă. Dacă nu mă înșel, la 3 aruncare de la 7 metri apărată de Ionuț Iancu. Încearcă să bage în joc extremele, Sabin Constantina intră în circulație, Cristo Milošević trage însă la brațele portarului și Baba Safari este la post. Oprea se duce pe axul central, preferă să lase și să temporizeze pentru a intra Nosrati în locul său. Trimis și Stroie pe teren, Petru Stroie. Șapte metri fără discuție și eliminat Ionuț Georgescu, 2 minute. S-a zbătut acolo Zanfir Dumitrana.
Au mers bine de data aceasta pasele buzoienilor. Maros Monteiro, ofentă, trage pe lângă piciorul de sprijin al lui Iancu. Și Buzăul ajunge la cota 19. Steaua în inferioritate numerică, fără goalkeeper între buturi. Au creat densitate în acel flanc, steliștii. Se dă 9 metri. Aici ori dai 7 metri, ori nu dai nimic. Să-i credem pe cuvânt pe cei doi arbitri. Foarte bine. Îl vede acolo pe Nemanja Grubović, Cristo Milošević. Servit excelent muntenegreanul la semicerc. Scăpat din marcaj pivotul naționalei Muntenegrului, care a apucat să-și pregătească bine aruncarea decisivă. Foarte bună această diagonală, dar din nou Iancu, magistral între buturi la aruncarea lui Anton. Halcea, extrem de combinativ astăzi, a ieșit mult la joc. O schimbat la timp omul cu mingea handbaliștii echipei oaspete. Cristo Milošević, din nou Baba Safari închide poarta. Pasă lungă pe contraatac. Baro, singur cu portarul, reușește să o bage națe. Bine lucrat acest contraatac. Și Buzăul vine la 4 goluri cu 12 minute înainte de final. Ionu Georgescu încearcă să destabilizeze defensiva prin transformarea al doilea pivot. Iese din semicerc, de acolo, din zona semicercului. Din nou Georgescu se dă forțare, ușor dezechilibrat. O tentativă eșuată a Stelei. Buzăul este pe val în aceste momente. A reușit, iată, să vină la 4 goluri și devine periculoasă. Nozrati pasă la pivot. Nu se dă aruncare de la 7 metri această fază. Iancu a reușit să blocheze mingea. Mihalcea bară, nici aici nu se dă 7 metri și cred că și aici a fost. O rezolvă același Voivodici. Imprevizibilul sârb s-a dus acolo, nestingherit de nimeni. Percutant, incisiv, abil.
cu mână bună de afară, un șut adevărat, chiar dacă este doar coordonator de joc. 3 goluri diferență, 10 minute. Steaua și-a făcut singură meciul greu. A condus și la 6. A pierdut însă prea multe mingi în ultimele minute. 7 metri. Nu au mai reușit să creeze buzoienii acele bariere defensive dinamice pe care le-au reușit în ultimele minute, le-au reușit să strângă scorul. Eugen Crăciunescu între buturile echipei din Buzău. Mihalcea îl păcălește. Din nou 4 goluri diferență. Iranianul Nosrati Voivodice ducișează acolo. Prelungesc mai departe la Stroie. Stroie eliberează repede mingea, pasă la pivot. Din nou Iancu. Baros recuperează și înscrie încă o dată. Percutantul și penetrantul handbalist iberic. Se joacă în continuare cu mare determinare. Lupte de gladiatori acolo, în zona semicercului, și într-o parte și în cealaltă. O interferență a lui Mihalcea, 7 metri pentru Steaua. Mihalcea se va duce să execute penalitatea. Mașina de gol a Stelei. Ratează. Fericit Baba Safaric, a reușit să-și ajute echipa, s-a mișcat mult în fața extremei Stele, au fost colegi la echipa bucureșteană. Stroie încearcă să atace acolo între doi apărători. Închid repede culoarul. Steliștii. Hermetizează Steaua în zona centrală. Un meci fizic, un meci foarte, foarte solicitant. Voivodici cu mare determinare în continuare. Voivodici pasă pe la spate. Se dă picior, cred. Cu câtă îndârjire se joacă această partidă. Baros aruncă Voivodici, mingea ajunge în poartă, ascunde mingea portarului. Un gol cu șansă pentru sârb. Timeout cerut de Ovidiu Mihailă. Și chiar la finalizare. Nu mă atac, problema e în apărare.
Problema e apare, lăsăm prea mult să joace, vreau să fragmentăm, ieșim mult afară, nu facem faul, spatele e gol, îți demarcă pivotul unde vrea, când vrea, orice atac a fost gol, sau 7 metri, nu se poate. Ne păstrăm calmul, momentele când suntem unul contra unul, uitați-vă mai atent la finalizare, tratat serios. Dacă stau 8-5, da? Rămânem, dacă vreți, faceți chiajna, faceți chiajna scurt, faceți chiajna scurt, dar grijă, grijă, grijă. Merge acolo. În funcție de unde zboară. Dacă nu merge, cal 9 metri, legați-o cu dublă încrucișare. Dacă nu găsiți soluții, scoateți extrema la joc și continuăm din nou. Cal și până la gol, răbdare. Haide! Hai, băi, hai, 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 în apărare să scoatem o minge. 2, 3 și stă! Trei aruncări de la 7 metri ratate de Handball Club Buzău până acum, două de Steaua. Baros Monteiro, golgheterul partidei. 8 reușite pentru Buzău, Grâbovici, el tot 8 pentru Steaua. Două goluri diferență. Se anunță un final încins. Crăsco Miloșević, din nou Baba Safari anticipează și reușește să se opună la momentul oportun. Nu a găsit Steaua în ultimele minute zonele vulnerabile din defensiva Buzăului. Aruncă Stroie din precontact și plasează uluitor. Merge foarte bine atacul Buzăului în circulație. Pase rapide, schimbări de direcție care prind pe contrapie defensiva Stelei. Iată un gol diferență. În curând intrăm în ultimele 5 minute. O defensivă mai mobilă și mai reactivă. Pași în fault arată cei doi arbitri. Georgescu, Șomlea, Iuri Pop. Din nou Iuri Pop prelungește în extremă și acolo ratează încă o dată Steaua din poziție favorabilă prin Milan Popovici. Mână pusă acolo însă de Zanfir Dumitrana pe extrema sârbă. Erau premisele unei aruncări de la 7 metri acolo, spun. Mai puțin de 5 minute. Vă spuneam, Steaua locul 2 în campionat. Buzăul pe 7, dar nu s-a văzut această diferență de locuri. Nozrati și vine sârbul Demolition Man, acest Voivodici, vă spuneam, de două ori câștigător al Ligii Campionilor cu Varda. Un jucător de clasă, un handbalist cu majuscule. Iată 26-26, al șaptelea gol pentru Voivodici, care a distrus încă o dată defensiva adversă. Mihal, cea intercirculație cu boala al doilea pivot, și omul a faultat de Dumitrana. Șomlea. 9 metri pentru gazde. Ionuț Georgescu. Iuri Pop din nou
Oaba Safari se dă însă aruncare de la 7 metri. Ce reacție a avut iranianul? Mai 6 metri! Ai not-o, secundă! Haideți să vedem dacă a fost aruncare de la 7 metri. Nu aș fi foarte convins. Scăpase din fault Iuri Pop acolo, a avut brațul liber, a mai făcut un pas, a tras la poartă. Din nou Baba Safari, uluitor, ce agilitate! Greu de bătut astăzi. Refuză golul încă o dată. -26. Se anunță un final incendiat. 2 minute și jumătate. Trăiesc la puls maxim cei doi antrenori de pe bancă această întâlnire. Stroie alunecă iranianul Nosrati. În pasiv Buzăul. Minge lăsată în spate. Nosrati prelungește la Baros, care găsește corpul scurt. Fază grozavă făcută de Buzău. S-a jucat la mână Cara Ruibi. Un gol avantaj pentru Buzău. A fost condusă echipa oaspete și la 6 goluri. Revenire spectaculoasă pe final pentru haita lui Pero Milošević. Șomlea ținut acolo față de eliminare. Ținut pivotul muntenegrean Nemanja Grbović. S-a acordat golul. Iată, ținere clară. Fază de eliminare, fără discuție. S-a acordat doar golul, că 27-0. Nu s-a dat eliminarea. Meci greu pentru observatorul acestei întâlniri, care a avut misiune grea cu antrenorii celor două formații, dar și cu arbitrii. Acum se dă eliminare la bancă. Așadar, Buzău va fi diferitate numerică în ultimele minute până la finalul partidei, cu un om mai puțin pe teren. Culmea, nu s-a dat eliminare la faza anterioară, dar s-a dat la bancă. Avea deja un cartonaș galben Pero Milošević. Nu rezolvă nimic. Un final de joc interzis cardiacilor. Jocul era întrerupt, posesia rămâne însă la Buzău. Pentru mine, pentru depășirea zonei de joc. Și a arătat observatorul că nu era prima abatere Pero Milošević. Supărat și managerul lui HC Buzău, Răzvan Voicu, fost arbitru. Din acest punct de vedere, știe regulamentul. Buzăul va fi diferitate numerică, vă spuneam. Mai sunt 100 de secunde. Să vedem cine va gestiona mai bine acest final.
La 5 handbalici pe fază ofensivă, nu a riscat pe Romiloșevi să scoată portarul. Nozrati vine în zonă centrală, Vojvodic se uită către extremă, lasă mingea pentru Mironescu. Mironescu scoate din nou la iranian, Vojvodic pasă la pivot, nu se dă nimic la această fază. Steaua pleacă pe tranziție ofensivă, Nemanja Grbović lasă la Mihagea, care înscrie. Steaua revine în avantaj de un gol. Profită de această superioritate numerică. La 27 pentru Steaua, 36 de secunde, intrăm în ultimele 30 de secunde de joc și acolo va fi și regulamentul celor 30 de secunde. Vojvodic se dă 9 metri, împins. Timeout de arbitru pentru ștergerea suprafeței de joc, 19 secunde. Să spunem că Buzăul nu este în prepasiv. 19 secunde, probabil va încerca să lungească acest atac pentru a arunca în ultimele secunde, astfel că Steaua nu va mai avea prea multe secunde de atac dacă primește gol. Va cere probabil timeout pe Romiloșević. A cerut pe Romiloșević timeout înainte să ridice mâna cei doi arbitri. 14 secunde. Cu siguranță va scoate portarul. Baba! Cum zici? Fără portar? Hai, 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 hai. 19 secunde. Hey, Estonia need to listen something. Băieți, băieți, băieți. What happened here este first time in life. I see că observator like give 2 minutes pentru Miro there. Like give 2 minutes pentru Miro. Hai să dăm gol, hai să dăm gol. Hai fără portar. Hai, pentru tine. Hai, clar, clar, clar. Hai. Iania. Bijou. Look. Zave. Da. Here, Zave. Okay. Trei. Stroje. Nu Stroje, pardon. Bijou. Look, look. Bijou. Look, ultimo 5 secunde, mai chesto. O 7 secunde. Bijou, te rog. Open cu mingea, if are șans cross, e direct a Iania. Iania 1 contra 1, Kir. Ei, 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 Sergio, în corner, jump, ok? If, jump. Who is here? Who is here? Shaku. 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 Hai, ce mai mai se vreme, mai am zis. Hai, 2, 3 și... A venit cu multe propuneri pe Romiloșević, să vedem dacă elevii săi vor reuși să ducă schema până la capăt sau schemele, pentru că a dat și două alternative în cazul în care schema nu este pe direct. Nozrati, Vojvodic aruncă, Iacu se opune! Și posesie pentru Steaua, minge recuperată din semicerc, Steaua împinge în ultimele secunde ale acestei întâlniri. 28-27, un succes dramatic ca și în etapa trecută în fața CSM-ului. Un meci însă uluitor prin desfășurarea lui, cu speranța că ați urmărit un spectacol de calitate și cu speranța că Dragoș Hanțaru nu are nimic grav. Dragoș Hojocaru și echipa tehnică și artistică a Calului 8 TVR, vă mulțumesc pentru atenție. Pe Romiloșević în imagine, supărat pe cei doi arbitri. Seară bună!